La prima ediție a unui târg de apicultură din localitatea Ciulnița din Ialomița au fost puse în dezbatere principalele probleme cu care se confruntă apicultorii. Aceștia sunt îngrijorați și spun că pierderile din ultima vreme sunt cauzate de schimbările climatice, de pesticidele folosite în agricultură care ucid albinele pe capete, dar și de răspândirea bolilor. În ultimii ani, apicultorii se confruntă cu depopulări masive ale familiilor de albine. Au fost înregistrate cazuri când apicultorii au pierdut într-o singură vară toți stupii. O familie nu mai e cum era acum 20 de ani, 30 de ani, să aibă peste 30.000 de indivizi, acum are 10, 12.000, 15.000. Deja asta e un lucru nefast, atât pentru noi, cât și pentru ele, dar în primul rând pentru noi, că în lanțul trofic, albina este în vârful lanțului trofic. Încep să alerge, să zboare anapoda. Nu-și mai găsesc locul spre cuib, spre stupină, spre locul de locul lor și nu nu mai au productivitate așa ca lumea. Acum am avut un caz, din păcate, cu 200 de stupi, dar anul trecut de la o inundație în județul Tulcea, de fapt în 2017, toți stupii, știți, a fost o viitură undeva în județul Tulcea, om a invocat forța majoră, deci nu se recuperează tranșa de plată, pentru că era greu. 200 de stupi înseamnă aproximativ 20.000 de euro, în condiții în care rata de la noi era, sau banii de la noi erau 15.000 de stupi. Din câte am, noi ținem legătura cu domnul, deja cred că a ajuns pe la 70-80 de stupi, pentru că el din asta trăia și a început să-i refacă, l-au ajutat și foarte mulți stupari. Producția de miere a scăzut simțitor, iar specialiștii se tem că pe viitor vom fi nevoiți să importăm mierea. Ca o infertilitate. De la, mi-aduc aminte, ani în urmă, 15, 20, 25 de ani, în când intram la salcâm, intram cu stupul de la cap la cap plin cu albine. Acum, dacă ai 10-12 rame, e o realizare. S-a adunat 100 pe an. Vorbesc 100-120 de kilograme de miere pe an. De la un stup. La nivelul țării există în prezent aproximativ 1.800.000 de stupi.